Reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură au anunțat că se prelungesc campaniile de depunere a cererilor pentru subvenții în domeniul silviculturii. Este vorba de prelungirea sesiunilor de depunere a cererilor de sprijin pentru schemele de ajutor de stat. Până pe 14 iunie, termenul cererilor se prelungește fără penalități. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că până la data de 14 iunie 2019 inclusiv, se prelungesc fără aplicarea de penalități sesiunile de depunere a cererilor de plată pentru accesarea următoarelor scheme de ajutor de stat. Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite aferente măsurii 8 și servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor aferente măsurii 15. De asemenea, cererile se pot depune până la data de 9 iulie inclusiv, dar cu o penalitate de 1% în zilele lucrătoare. Totodată, precizăm că beneficiarii pot depune cereri de plată, respectiv formulare de modificare a cererilor de plată, până la data de 9 iulie 2019 inclusiv, cu aplicarea unei reduceri de 1% pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată, respectiv formularul de modificare a cererii de plată, ar fi fost depus până la data de 14 iunie 2019 inclusiv. Anunțurile de prelungire a sesiunilor de depunere sunt publicate pe site-ul APIA. Cererile de sprijin trebuie să îndeplinească criteriile specifice detaliate în ghidurile solicitantului.